Salutare, dragi prieteni, Reincos aici pentru voi, cu episodul numărul 17? 18? Vedeți pe ecran. Astăzi continuăm seria Blood Omen 2 din Legacy of Kain series. Da, și în continuare folosim calculatorul de streaming / recording, cum vreți voi să-i spuneți, da, folosesc OBS, da, împreună cu un soft foarte, foarte șmecher, se numește VoiceMeter Banana, pentru cei care acum vedeți pentru prima oară clipul cu Blood Omen 2, episodul anterior, da, aveți un link în descriere cu toată lista, cu gameplay-uri, da, și... folosesc un calculator separat să înregistrez prin OBS NDI, este un add-on la OBS, ceea ce permite înregistrarea de pe un calculator pe alt calculator, da? Fără o placă de captură. Foarte, foarte șmecher, foarte șmecher. Și microfonul meu îl transmit live prin rețea cu acest VoiceMeter Banana. Și aparent funcționează foarte, foarte bine. Foarte bine. Da, suntem aici împreună cu R102 de la Superlux, un microfon Ribbon. L-ați mai auzit la mine pe canal în unboxing-urile și gameplay-urile realizate de mine. Mamă, au devenit din ce în ce mai grele luptele cu acești dubioși. Mamă, ce am ratat-o, aolo. Not bad, huh? Bun. Da, dacă vă întrebați, bineînțeles, și acest clip este înregistrat în continuarea clipului precedent, da, în aceeași seară, pentru că timpul este foarte, foarte prețios și, da, mi-aș dori să reușesc să înregistrez clipuri în zile diferite și să mi acord mai mult timp pentru YouTube, însă este foarte dificilă treaba. Dar da, ce fac eu aici, fac cu mare, mare plăcere și nu regret absolut nimic, nu sunt aici să mă vait. Da. Facem și noi un pic de conversație. Mamă. Taste my blade. Ăștia au un glitch aici. Ha.
Dead. Yes. Băi, lăsați-mi și mie în comentarii și spuneți-mi și mie cum vi se pare calitatea video și audio, evident, la acest clip. Am observat că YouTube-ul pune foarte, foarte mare accent pe calitatea video și pe cea audio în special. Pentru că se presupune că cei care te vizionează nu toți se și uită la gameplay-ul tău și o bună parte din ei, ia uite bă, a căzut pe ăia aici nebun, o bună parte din ei și cum să vă zic eu, nu știu, o bună parte din urmăritorii tăi nu doar se uită la videoclipurile tale, ci o parte din ei le ascultă doar, da, pur și simplu în background, au nevoie de cineva care să le vorbească ceva, să le distragă atenția de la ceva sau pur și simplu să îi bucură vocea persoanei respective. Dacă reușesc și eu să bucur pe cineva cu vocea mea de ASMR, cu toate că nu este cazul, da, ce pot să zic, Doamne ajută. Neinteresantă conversație, dar... What the fuck? Fury Mist Emulate Champion. Man. Nice. Na, e mișto că te lasă să faci jump-ul ăsta, dar totuși n-am înțeles. Care e șmecheria? Deci ăsta e înainte, stânga și dreapta, gata. Ok. Nice. Am înțeles și a spart ușa. Și nu o spadă de asta. Putem să iei o spadă de asta? E aceeași chestie. Hai să vedem. Uma! Uma! My friend Uma! Yeah. We meet again, Uma. Ia uite-o, săraca, e vai de steaua ei. Kane. I thought you were to bring the Sarafan Lord to his knees. I thought... I know. It seems... I was wrong. I could not carry the fight alone. You were brave to try. Kane. I'm dying. Yes. You are. I need your blood. Please. You can save me. I know. Tell me, child, do you see me ruling Nosgoth? Yes, yes, I see it now. And do you believe that Nosgoth rightly belongs to me? I do, I believe it, Cain, please. Then you may die, knowing the truth. No!
You should never have betrayed me. You could have been my queen. Kenny. Ugh. Now, you have left me alone. De ce a omorât-o? De ce a omorât-o? Măcar am și pe cine să mănânc de aici. L-a trădat, de-aia a omorât-o. Că l-a trădat. L-a trădat. Trădătoare. I-a luat chestia aia. Nu-mi place chestia asta. Adică nu știu, nu-mi place. Nu. Păi ce-a venit? Ok. Oh shit. Mam, nu-mi place. Mi-aduc aminte că ceva s-a întâmplat, ceva rău s-a întâmplat cu Uma asta, dar nu-mi place faptul că a omorât-o. Nu trebuia să o omoare pentru... Mamă, cât pace să mă omoare să-mi bag shot-ul. Oh my god, ce facem noi aici? Băi, Rain Kozo, băi. Nu se poate așa ceva. Este inadmisibil. Ok, hai să vedem. No, ce am făcut, frate? Mamă, l-am dus pe la acolo și l-am lăsat acolo. Ah, nu, uite că vine înapoi. Ce bine. Doamne, ăștia. Hai să vedem. Deci nu trebuie să sar, că ăsta aparent când e așa nu sare. Somebody help me please. Nice. N-a fost chiar foarte greu, dar da, ce pot să zic? Pot să-l și mănânc? Normal că da. Oh shit, nu tu. Come here. Să
Dar mă, de ce nu vrea să sară, bă? Deci au penele alea pe cap, crestele alea, zici că sunt soldați romani, știi, gen, what? Da, nu se mai vede viața din cauza la chestia asta. Gata, mai să salvăm, o doamne, stai cam, bă, a fost greu, bă, a fost greu, deci 45%, wow. A fost greu, până acum a fost greu, a fost foarte, foarte greu. Băi, băiatule, ce facem aici? Adică, urți. Bam, 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 ia daci, la strâcă. Până când își pune sabia la loc, până când aia, pac. N-am putut să ies, ăsta nu merge. Ăsta nu merge să ies. Nu mai alerg după tine, mă, că-mi e lene. Yes. The power of blood. Nice. Mamă, cât de badass sunt e efectul, nu știu. Îmi place mult de tot. Mereu mi-a plăcut jocul ăsta la capitolul efect. Oh, God, no, please, no. Sunt doi, fugi afară. No, fuck, no. Ce m-a prins aici la colț să-mi dea bătaie. Hai, hai. Am scăpat și de ăștia. Da, amnește. Pot să dau și save. Oh, ce bine. Mamă, boi, deci mi s-a... Mă doare... Chietura mi s-a încleștat degetele, frate, pe tastatură. Da, mă, pentru cei curioși, presupun că sunteți curioși, nu-i așa? Reinkozo în continuare folosește tastatura RUD 400 de la Genesis. O vedeți aici, ia, uite așa. Da, este, băi, deci este... Super trooper, frate, n-am ce să comentez, n-am ce să zic, n-am. E genială, genială. Cea mai șmecheră tastatură cu membrană pe care eu am avut-o până în prezent. Și am avut ceva tastaturi destul de geniale. Deci încă un save point, încă un save point. Am înțeles, nu. Oh, God, încă unul aici. Trebuie să mă lupt cu el. Mamă, deci numai de ăștia grei, frate, să vede că ăsta e finalul. Deci ăsta e finalul acum. Asta e finalul, tati. Ah!
Ai ratat. Mamă. Nu știu ce s-a întâmplat, a fost un glitch, dar a fost un glitch în favoarea mea. Gen, foarte bun, binevenit glitch-ul. Deci mi-a dat cu săgeată atunci când m-a prins și... Oh my god, nu. Again, încă unul și nu sunt sănătoși. Frate! Am avut noroc. E de bine. O să vedem. Mamă, deci e greu rău. Să sări imediat, dar trebuie să le iau la ăștia lor, vampire lor. Come on. Bă, ăsta a fost nesimțit rău de tot. Și nu pot să iau nici armă, fii atent.
Bang, bastica. Mamo. Mamă, deci dacă mă omoară ăsta... Dă-te în spanac. La limită, bă, băiatule, la limită. Oh, doamne, nu știu, sănătate, să fie pace. Am scuzat două secunde. Ok. Hai să revenim la oile noastre aici. Ce-a făcut mă? Aolo, nu, 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 nu. Aolo, ce-mi fac mie ăștia, bă, frate, developerii cucului, frate. Mamă, ce noroc pe mine, ce noroc pe mine. Trebuie să-mi las webcam un pic mai jos. Dar dacă ies din ăsta de aici, s-ar putea să pierd... Oh, Doamne ajută! Oh, lo, nu mai puteam, frate! Oh, lo, nu mai puteam. Mind your business. Hai, mă! Ia. Mind my business. Mind my business. Îți dau eu ție mind my business. This is my business. Blood is my business. I'm a vampire. Vino la tata. Execution. Give me blood. Bă. Așa. Acum... Bine și tu. Te prind eu pe tine. Oh, ia uite-s mai mulți. Stop playing games, you're scaring me. Ce games, bă, băiatule? Ce puțin sânge. Ce a fost aia, frate? Nice. Really nice. Ok. Și ce facem noi aici acum? Unde ne putem duce? Pe aici. Ah, dacă zici tu. Time to die. Ți-ar trebui time to die. Your time to die, maybe, not mine. Ce vorbim noi aici? Ia uzi, cât tupeu, bă, băiatule, bă.
Ia fi tu atent aici. Pa. Come here. M-am bătut cu tovarășii tăi, bă, și ăștia erau tari, rău, voi sunteți mai așa, mai amatori, așa. Știi cum zic? Mama, abia aștept să mă bat cu Sarfan Lord-ul ăla. Ce, dacă mă duc pe aici pe jos, am ceva? Îmi dă ceva sau ce? Nu îmi dă nimic. Ok, deja a devenit foarte interesant. Ce facem noi aici? Adică, te rog, frumos. What?